Și intrăm într-o casă tradițională din Drăgoteni, acolo unde se păstrează un obicei din moș strămoș, acela al încondeierii ouălor, printr-o metodă pe care prietenii mei, Oana și Remus, o să ne explice. Văd că v-ați îmbrăcat foarte frumos în costum popular, am și venit aici într-o zonă în care avem, uite, perini, știerguri, cum se numesc în această zonă, nu? Da. Da. Ia spuneți-mi două vorbe despre tradițiile de aici. Înțeleg că din 1996 sau de când, în Vinerea Mare, ce se întâmplă? Se organizează un concurs la care participă copiii și adulți. Și adulți. Uh-huh. Care încondează ouă, bat toaca, cântă pricezne și pictează. Și pictează. Am înțeles. Și voi de mici copii ați urmat această tradiție. Cine v-a învățat? Pe mine mătușa mea. Pe mine mama și bunica. Am înțeles. Și faceți asta practic de când sunteți copii. Da. Și ce avem, să zicem, la îndemână pentru a împestrița un nou, pentru a-l împodobi de sărbătoare? Ce facem? Îl golim de conținut ouul, de exemplu? Sau ce se întâmplă? Nu neapărat. Îl spălăm, îl curățăm? Da. Așa. Ouul trebuie să fie curat, fără denivelări. Așa. Cu o culoare cât mai albă, ca să prindă vopseaua cât mai bine pe ou. Așa și văd că aveți un instrument. Cum se numește instrumentul? Bizarcă. 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 Și din ce e făcut? Dintr-un capăt de la o brichetă. Așa. Sau pix. Da. Da, cu bricheta iese mai bine. Da. Și pusă pe o bucată de lemn. Și văd că avem nevoie și de o lumânare acolo. Practic, da. Ce facem? Încălzim respectivul vârf? Da. Da. Așa. Și cu ce colorăm? Cu ceară. Cu ceară de albină. Aha, avem aici. A, deci practic acest instrument ne folosește pentru a încălzi ceara și pentru a avea o vizibilitate mai bună. Da. Becul ăsta. Da. Artizanal, așa făcut. Și spuneți-mi voi, tradiția asta e urmată, mă gândesc, de părinții, bunicii voștri? Da. Și apropo de ouă și de concurs, ați câștigat vreodată locul întâi? Eu am câștigat locul întâi la toacă. Aha. Da. La încondiat am luat mențiune. Foarte tare. Și locul 3. Uh-huh. Da. Deci aici toată lumea, toată comunitatea, asta face în Vinerea Mare. Da. Wow, e foarte frumos. Astea sunt câteva dintre ouăle pe care le-ați făcut în acest sezon sau le-ați păstrat de anul trecut? Le-am făcut. Le-ați făcut? Da. Am înțeles. Deci noi asta facem în acest moment. Ne facem antrenamentul pentru sărbătoarea Paștelui. Da. Da. Oana și Remus, desenele astea pe care le imprimați pe ou, de unde vin? Ce origine au? Cum vă inspirați? Asta este o floare. Așa. Motive florale, în primul rând. Da. Mm-hmm. Există, nu știu, o regulă pe care o urmați? Pentru că am văzut că ați făcut, în primul rând, o linie care să urmeze conturul oului. Da. Mm-hmm. Deci e geometrie, până la urmă, pe lângă desen. Într-un fel. Într-un fel. Și pe lângă motive florale, ce altceva mai abordăm? Cruci. Cruci, da. Mm-hmm. Și când ajungem la partea de colorat, ce folosim? O vopsea specială? Mm-hmm. Nu e una chimică, e una bănesc obținută din ceva plante, sau? Depinde. Dacă avem mai mult timp să o preparăm, o facem din plante. Mm-hmm. Dacă nu, există și chimice. Mm-hmm. În comerț, cele tradiționale de comerț. Da. În principiu discutăm despre oul roșu ca și simbol al Paștelui la Drăgoteni cu motivele pe care le vedem acum desenate de voi. A fost o reală plăcere să vă întâlnesc. Vă urez sărbători fericite și baftă la concurs. Mulțumim!